Bună seara, bine v-am găsit. Suntem pe data de 22 februarie 2024 și dacă tot mă plictisesc așa un pic, probabil vă gândeați de ce unii apicultori mai au și câte o vacă, mai au și câte o capră. Și ce facem? Ce facem? Păi, ce facem? Din lapte putem obține pentru albine zer. Pentru albine putem obține niște zer. Acum, rezultatul zerului, că e brânza, sau din brânză rezultă zerul, da? Și cum obții acest zer? Prin fierberea laptelui și pui o lămâie, pui niște oțet. Eu voi testa un pic. Mi-am pregătit niște oțet, un oțet oarecare, fără reclamă, un oțet. Și aștept să ajungă la 80 de grade laptele. Aici am un termometru digital. Laptele a ajuns la 64 de grade și aștept să ajungă la 80, după care adaug oțetul. Bun, deci cam asta o să fac. Acum, ce mai e de spus despre zer este că probabil ați văzut pe toate canalele de YouTube, chiar și la mine am pus aminoacizi, am pus nu știu ce prin siropuri, dar aceste lucruri din comerț se pot înlocui foarte ușor cu zer. Faci un sirop pe bază de zer de lapte. Mă apropii de 80 de grade. Mai sunt vreo 2-3 grade până ajungem la temperatura respectivă de care avem nevoie. 78, mai durează un pic. Bine, acum brânză fac mulți pe internetul ăsta, dacă ne interesează zerul. Bun, e gata. Scot sonda, nu mă mai interesează sonda. Așa, scot afară sonda și o pun pe un foc mini. Așa, și să adaug oțetul. Adaugăm niște oțet. Chiar e curios cum funcționează. Unu, doi, trei. La sticla de o parte și amestec. Dacă se separă grăsimea, da, foarte repede se rezolvă treaba, cred că se vede, iată ce fain, facem brânzică, foarte, foarte fain, deci trebuie să ajungi la 80 de grade, la 80 de grade funcționează perfect, s-a separat instant cu 3 linguri de oțet. Mai las un pic. Toată grăsimea din lapte se adună grămadă. Aha, cu de curând văzui un clip că a pus unul laptele într-o dinăsta care face cafea, nu sunt consumator de cafea. Pus laptele, a pus la fiert, după ce l-a lăsat la fiert, după aceea s-a evaporat laptele și a rămas grăsimea pe fundul la acel aparat care face cafea. Dar odată ce depășește 80 de grade, se cam transformă în cauciuc această grăsime, deci nu mai e brânzică. Și el a zis că se găsește cauciuc în lapte.
Deci un deepfake pentru ca oamenii să se sperie, să zic așa. Bun, eu consider că s-a cam separat, opresc focul și cu acest conținut îl strecor printr-o sâtică pentru a obține zerul. Să fie curată grăsimea, o dăm la o parte. Foarte fain să pun capacul la sticlă, sticla de oțet. Așa. Și astfel s-au uitat acolo o grămadă de oameni să păcălească pe alții, să sperie. Am învățat un lucru, niciodată nu-i dracu așa negru cum pare. Și atâtea secrete și atâția bani ți-a ăștia pe YouTube pentru anumite informații, să păcălești atâta mari de oameni, să-l iei banii. A ajuns omenirea într-un stadiu atât de deplorabil încât pentru bani ce nu face? Ce nu face omul pentru bani? Bun, acum mă duc și strecor. Vin imediat cu o sită, trebuie o sită sau o strecurătoare. Îmi doresc să expui, îmi aleg una cât de cât încăpătoare. Cât de cât încăpătoare o sită să fie acolo. Bun, să vin cu ingredientul. Obținem un litru de zer. O să obținem un litru de zer. Aici de bine, n-a făcut bine. A făcut bine. Mai nu contează, mai strecurăm o dată. Mai strecurăm o dată. Așa. Încă mă interesează numai conținutul acesta lichid. Sper să stea 2 secunde. Stai 2 secunde acolo. Îmi trebuie o farfurie. O farfurie. O lingură. E o brânzică. Și o brânzică foarte, foarte faină. Bine, acum cine îi place astfel de brânză, să pape brânză. Și asta costă bani, să știți că nu e ieftină. Și le dați seama că se poate obține foarte ușor, dacă eu, care nu mă pricep la bucătărie mai deloc, am reușit să o obțin. Sunt și stângaci. Să mai strecor o dată și încă o dată ca să fie curat, curat. Așa. Perfect. Totuși vreau această cratiță, fiindcă eu aici vreau să fac siropul. Așa. Aici vreau eu să fac siropul. Cu brânzică. Deci cât de ușor obții brânză și zer. Zer pentru siropul albinuț. În toate ingredientele care sunt pe internetul ăsta. Așa. Să ia lingura. Că mă interesează. Să-mi strecor eu bine aici. Îmi trebuie zeama.
mai scurge el între timp, da? Dacă mă interesează doar. Deci dacă se uită cineva și ce, ce face, să aruncă brânza, nu? Nu o să o arunc, o să o gust să văd cum este. Totuși ai și o cantitate foarte, foarte bună de brânzică. Aș putea să o cântăresc, iată. Între timp, stai aici, sită. Vreau să cântăresc brânza, să văd cu cât am rămas dintr-un litru de lapte. Ca să-mi fac rețeta de sirop la albină. Așa. Aici. Mă joc eu așa un pic acum. O să zic că mă joc, da? Ca să știu exact câtă brânză îmi rămâne. Punem și sita aici. Dau un tar, o tarare a cântarului. Și acum vedem câtă brânzică. Aproximat. Ca să am o idee cât zera. 250 de grame, o să iau un calcul. Deci am 750 de grame de zer. 750 de grame de zer, asta înseamnă că pot obține 2 litri de sirop. 2 litri de sirop, asta lăsăm așa. Eu totuși o gust. E bună. E bună, trebuie doar să răcească, foarte bună. E dulce. Probabil și cu două linguri de oțet se făcea. Bun. Acum avem zerul, că asta mă interesează. Am zerul aici. Așa, și la acest 700 de zer, un litru, un kilogram de miere. Pun un kilogram de miere. Să aduc niște miere. Acesta e siropul acela cu tot felul de aminoacizi. Și ca cantitate este destul de mult, adică foarte mulți aminoacizi are și de toate neamurile. Tot ce are nevoie albinele. Bun, sper să... bine, cred că se va topi. Un kilogram de miere. Cred că se va topi. Mai trebuie să adaug aproximativ o jumătate de litru de apă. În acest sirop eu n-aș mai băga nimic, adică nu tu uleiuri esențiale, nu tu nimic. Nimic. Are undeva la 3,5% proteină. Dar am zis că îl baci pentru aminoacizi și vitamine. Are și ceva vitamine. Poate niște vitamine ar merge băgate. Având aminoacizi, știți ce nu are? Nu are grăsime, nu are lipide. Bun. Încă un pic. Perfect. Avem aici, să zic așa, siropul cu
cu miere. Bine, să amestec acum. Cântarul poate ne mai trebuie un pic mai încolo. Dau mierea la o parte. Oricum o să-l dau la Albine mâine. Să-l dăm la Albine mâine acest sirop. Asta pește destul de bine. Este un sirop din ăsta gălbui. Sirop cu zer. Eu sunt sigur că ați mai auzit de zer folosit la Albine în trecut. Mai în trecut așa. Dar nu vă gândeați cât de simplu e de obținut. Acum, prețul, nu știu ce să zic, dacă ai o vacă, o capră, e același procedeu de a separa zerul din lapte sau de a face brânzică. O să-l împart la vreo 5 colonii, să văd cum îl e. Aia mă interesează. Deci cam asta ar fi tot. I-aș mai adăuga eu niște apă. La cât de subțire este? Un kil 700. 700 de sirop. Cam 300 de mililitri de apă mai trebuie să adaug. Ca să fie 2 litri de sirop, fiindcă zerul trebuie să fie băgat într-un litru de sirop, adică 300 de mililitri. Va veni un pic mai mult. Și să iasă cam 2 litri de sirop. Și aici am un kilogram 700, deci 300 de mililitri de apă voi mai adăuga. Și poate pun 2 grame de vitamine. Fiindcă are aminoacide, nu are vitamine. Deci vitamine mai puține are. Dar și se mai poate adăuga niște vitamine. Așa că reclamele acelea cu acei aditivi foarte scumpi, nu știu dacă își are rostul, fiindcă cât 250 de grame de brânzică, are și ăsta un preț, nu știu, vreo 15 lei brânzică, da? Kilogramul, deci 5 lei e brânzica, scoți afară, dacă laptele e 8-9 lei. Și 4 lei te costă sirop, mai costă și mierea. Nu este chiar un sirop ieftin dacă iei după valoare. Nu este chiar un sirop ieftin. Avantajul e că poți să-l dai de 2-3 ori și gata, ai terminat. Deci îi dai acolo o colonie, mai dai de, cât să zic eu, hai dai un litru pentru o colonie. Iată cum se face. Bun. Hai să îi adaug și 2 grame de cum stă lingura. Deci 2 grame de vitamine, atât. Nu mai trebuie vitamina C. De ce nu mai trebuie? Fiindcă am folosit tot set. Aminoacid nu mai trebuie, nu fiindcă are zero, da? Așa, îmi trebuie alt cântar. Deci, iată secretul, mare secretă. Sunt. Le știi, dar nu, sunt multe și nu le poți pune în practică pe toate, da? Sunt diferite persoane care poate chiar ar folosi. O să-i pun 2 grame de vitamine. Atât ai pun.
gram. Două, ăsta cred că este mult mai la îndemână decât cel cu uleiuri esențiale, fiindcă, cum să zic eu, e mai de încredere. Bun, am pus 2 grame de vitamine. Așa, amestecăm frumos. Acest sirop îl dai în pungi liniștit, fără nicio problemă, fiindcă nu sunt, cum să zic eu, nu sunt atractanți. Nu sunt atractanți. Foarte, foarte fain. Bine, se poate folosi și zahăr, nu este un mare lucru să faci un sirop de zahăr. Cam asta e. Opa. Deci îl bagi în pungi și îl dai la albine. Sper că v-a plăcut năzbâtia mea. Eram curios, foarte curios eram cum e și când aud lumea cu secrete și cu bani și cu asta, mă disperă lucrul ăsta. A început, deci să vă explic și acest lucru, că mi-am amestec până vă explic. Deci de ce, care era problema mea cu acești indivizi care cer bani și secretizează totul? Pe care era problema? Era în felul următor. Eram la început câteva colonii, toată lumea râdea de mine. Tu faci așa, tu faci așa. Încercam și eu din informațiile pe care le percepeam într-un fel sau altul să leg și eu acolo, să îngrijez niște albine, că doar aveai 2-3 stupi, n-aveai mai mulți. Și de înainte, după am pierdut stupina, toată lumea, la hai că-ți fac eu tratament. Era un nene, Dumnezeu să-l ierte, nu mai este dintre noi. Era la vreo 20 de kilometri, spunea așa. Hai mă, urare, că vin eu și-ți fac eu tratament la stup, să vezi acolo cum se face, cum... Hai zis, domnul, păi da, dar hai că trebuie să mă duci acum. Bine, povești din astea, numai să te dai marea. Că, vai, tu nu știi, adică eram tambă rău, nu știi, nu știi când ești începător în meseria asta de a îngriji albine, ce te faci, ești tambă, asta este. Și de atunci, acum tot mai multe canale. Hai, de 100, de 5 lei, de 10 lei, că zic aia, că zic aia, că ce să te tot zici, mă? Uite, de exemplu, acest sirop, iată ce fain ea, acest sirop din zer, cât de secret, cât să cer pe ăsta, cer 200 de lei ca membru să vă dau un sirop secret plin de aminoacizi? Adică tu ce faci? Vrei o informație în care să scutești bani sau vrei o informație în care să te cheltui până nu mai te vezi? Adică ai două familii acolo, ai dat 10 milioane pe ele, mai încă vreo 10 milioane pe lăze, ai dat 20 de milioane. Mai vine un șmecher din ăsta, mai dă-i 2-3 milioane și ăla nu afli aproape nimic, mai dă-i 2-3 milioane și tot așa. Adică, cu cât ești mai sărac, cu atât ești mai prost. Simplu. Așa ești considerat. Fiindcă tu, doamne, ai aflat niște informații că le știi tu pe toate. Nu le știi, mă, nu le știi, nimeni nu le știe. Toată lumea de pe această planetă le ia de undeva, le învață de la cineva, le preia, i-a fost zis. Și, na, tu vii mare șmecher că eu le știu și mă bat în piept că eu știu și eu fac. Nu există așa ceva. Da? Toată lumea învață. Vezi că aici mai trebuie 300 de mililitri de apă, se poate adăuga dacă tot suntem încă pe aici. Încă suntem pe aici. Să aduc 300 de mililitri de apă. Atât băgăm ca să facă 2 litri.
să se facă 2 litri atâta băga. Și e gata siropul. E gata. Avem 2 litri de sirop, împărțim la 300, dăm la vreo 6 colonii acolo. Un sirop prin cu aminoacizi. Da? Și cu tot ce le trebuie, albinuți. Vă zic eu că e perfect. Mai perfect ca atâta nu există pe toată piața asta cu tot felul de chimiștilor. Bun. Aduce din toate țările tot felul de substanțe. Fiecare ingredient are și substanțe ascunse care nu se zice. Nu le zice nici fabricantul, că dacă ți-ar pune pe un prospect toate rețetele, toate ingredientele, vii acasă și ți-l faci și vinzi tu mai departe. Secretele de fabricație nu se zic. Bun, cam atâta. Sper că nu v-am plictisit. Până data viitoare, numai bine!